Ce-ai cerut, cine te-a iubit în prima ta îngrișit și te-a crescut, cine e cea mai importantă, înțeleaptă, tolerantă, mai ceva ca Dalai Lama, cine-și iubește mama? Cine-și iubește mama? Cine-și iubește mama? Cine-și iubește mama? Iubește când îți intră milioane. Știi că vrei să-i mulțumești și ai cântat niște canoane din mașini și avioane. Ne adunăm pe stadioane, fiindcă i-am simțit chemarea. Mama noastră e salvarea. Cine își iubește mama? Cine își iubește mama? Cine își iubește mama? Această seară. Îți mulțumim ție, Doamne, pentru bunătatea ta. Îți mulțumim ție, Doamne, pentru prezența ta în viețile noastre. Aleluia! Frații mei, vineri seară, vineri seară după cutremur, n-am mai putut să dorm. N-am mai avut curajul să intru în casă. Am mers în oraș, am văzut toate acele nenorociri și m-a cuprins groază. Mergeam și parcă auzeam de peste tot voci, voci, voci care implorau ajutor. Și deodată am auzit un zumzet, acel zumzet al arbitrului. Îl știam de mult. Și am înțeles că arbitrul îmi vorbesc. Ele mi-au dat speranță și m-au mângâiat peste toate cele nenorociri. Și atunci am înțeles că albinele îmi vorbesc, că prin ele îmi vorbește însuși Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a spus că albinele au provocat toate acele nenorociri prin bătaia albinelor. Pentru că prea multe păcate. Eu sunt aici să împlinesc profeția și să vă spun ce mi-au spus. Cuvântul Domnului.
Evanghelia după Luca, capitolul 21. Și vor fi cu tremure mari, pe alocurea foamete, ciumă și spaime, și semne mari din cer vor fi. Cuvântul Domnului ne-a spus și noi nu am ascultat și ne-a izbit din greu pentru că prea multe păcate ne stăpâneau. Frații mei, de data asta nu apele ne-au necat, nu focul ne-a pârjolit, nu lăpustele ne-au distrus recoltele, nu! De data asta albinele au bătut din aripi și tot pământul s-a cutremurat în toate măruntaiele lui. Au murit oameni și animale, case, clădiri de birouri s-au prăbușit, depozite de cereale, stocuri de retail s-au prăpădit, mașini, instalații ale marilor companii s-au stricat. Și roadele muncii voastre, roadele voastre din ultimii ani s-au distrus complet. Și ia gândiți-vă, dezastrul ăsta a venit acum, când noi eram în creștere economică, când Dumnezeu ne dezvolta afaceri înfloritoare, dezastrul a venit acum pentru că prea multe păcate ne stăpâneau. Nu e ușor. Nu e ușor să vezi toată munca ta făcută praf într-o secundă. Nu e ușor să vezi cum mor lângă tine frați, surori și să nu ai timp să întinzi mâna, să-i scoți de sub dărâmături. Nu e ușor. Ce-am făcut, frați și surori? Cum ne-am comportat? Dezastrul ăsta ne-a provocat pe toți. Dezastrul ăsta ne-a umplut inimile de cea mai vie și de cea mai grea durere. Pe fiecare l-am cunoscut, pe fiecare în parte și pe toți împreună în casa Domnului. M-am cretinat așa, dintr-o parte în alta și simțeam că sunt pe o planetă ostilă, care nu ne mai vrea. Toate nenorocirile, toți plămânii care nu mai respiră, nu? Toate acele asasinate, fizice și morale, toate sinuciderile, toate astea mă invadau. Dar parcă niciodată nu am fost atât de grav provocați. Și atunci Dumnezeu mi-a spus, uită-te la albine. Uită-te la albine, vezi cum dă matca din aripi, vezi cum dansează matca. Și nu e un dans așa drăguț, nu? Matca dă din aripi și produce o vibrație și activează albinele și le direcționează și ele se agită și se duc și caută hrana. Și când bate vântul, matca dă și mai tare din aripi și intră într-un vârtej așa. O, Doamne, niciodată nu am fost atât de flămândă de Dumnezeu. Și albinele se activează. Se duc și caută hrana. Se agită, le provoacă. Frații mei, toți știm care sunt problemele, nu? Toți știm câți oameni au murit, câți oameni au fost infectați, câte clădiri au căzut, cât morți sunt. Toți știm. Voi credeți că mie mi-a fost ușor să văd toate acele nenorociri? Credeți că mie mi-a fost ușor să vorbesc în fața tuturor? Eu n-am venit aici în această seară să vă spun o poezie sau să facem împreună o rugăciune drăguță sau să joc teatru. Nu, frații mei. Eu am venit aici în această seară cu soluții. Eu am venit să vă vorbesc în numele lui Dumnezeu.
și vă dau garanție 100% că lucrarea mea se face la porunca directă a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu lucrează prin noi, vorbește cu noi prin albinele sale. De aceea, fraților, vă provoc, dați din aripi, stârniți-vă, agitați-vă, fraților, dați din aripi, reînviați, să reconstruim toate cele stricate, reînviați, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Aleluia! Pandemia, mama noastră ne-a anunțat, mama noastră ne-a apărat, prin mama noastră ne-a vindecat. Vânătorii din Boemia au văzut roiul de albine și ore mai târziu au simțit clătinarea pământului. După roirea unei colonii deasupra Madagascarului, a doua zi a început primul război mondial. Un roi de albine deplasându-se spre nord aduce conflicte militare. Un roi de albine în pădurile de far provoacă peste tot tulburare. Un roi de albine ce apare din neant prezice dezastre naturale. Dar dacă roiul de albine plutește elegant, pot aduce peste tot alinare. Domnul vede necredința, Domnul vede erezia, Domnul vede lenea și trimite albina distrugătoare. Domnul vede răvoința, Domnul vede apatia, Domnul vede minciuna și trimite albina distrugătoare. Dar Domnul vede credința, Domnul vede hărnicia, Domnul vede smerenia și trimite albina vindecătoare. Și-a venit albina și mama noastră i-a vorbit: apără-i pe copiii mei, vindecă-i pe copiii mei. Și albina a ascultat și în o crotire s-a transformat: apără-i pe copiii mei, vindecă-i pe copiii mei. Cuvântul Domnului. Mică este între cele zburătoare albine, dar rodul ei întrece orice dulceață. De frumusețea ei se va bucura ochiul, iar de viscolul ei se va înspăimânta inima. Înconjurat-mă ca albinele fabulei, dar s-au stins ca focul de spin. Și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Cuvântul Domnului. Am fost otrăvită, fraților. Otrava și doza mi erau fatale. Mă aflam practic pe moarte. M-am retras în camera mea să-mi aflu sfârșitul în chinuri, singură și rugându-mă din tot sufletul lui Dumnezeu. Când un glas tainic mi-a spus: nu vei muri, vei fi sănătoasă și vei salva biserica mea de la pierzare și o vei reconstrui. Și atunci toate albinele Domnului m-au înconjurat și m-au ridicat până sus la cer. Și atunci am fost pe deplin și definitiv vindecat. Doamne, bun ești! Profeția s-a împlinit.
Tot ce pot să vă dau este garanție 100% că lucrarea mea se face la porunca directă a lui Dumnezeu. Vă binecuvintez pe toți, aici și acum, și declar această adunare sfântă. Aleluia! Frații mei, cum altfel am fi putut noi să reconstruim biserica după un cutremur devastator? Cum altfel am fi putut noi să reconstruim biserica în plină pandemie, în timp record? Numai prin lucrarea directă a lui Dumnezeu? Cum de ne aflăm noi toți aici, feriți de orice urgii, chiar și ideologice? Cum de suntem noi aici cel mai puternic bastion al credinței? Numai prin lucrarea directă a lui Dumnezeu. Facerile de bine, ajutor și protecție în momente de criză economică, succesul în afaceri, toate astea, fraților, vor continua și după trecerea mamei în neființă. Grația divină și binecuvântarea Domnului să fie cu voi. Voi cei care mă rugați să vă fiu mijlocitoare către Domnul. Frații mei, Dumnezeu ne iubește și ne-a arătat asta. E timpul nostru să-i arătăm dragostea noastră lui Dumnezeu, fiecare după puterea lui, cât poate. 1.000 de lei, 10.000 de lei, 100.000 de lei, fiecare după putere, donați, nu vă puneți limite. Donați, donați. Am trecut prin prea multe necazuri. Și doar aici ne putem găsi alinare. Vă spun, fraților, noi toți, am fost sub porunca diavolului. Ne dădusem cu totul lui, eram desăvârșiți în rele. Faptele noastre erau îngrozitoare. Mișcam plăcile tectonice cu păcatele noastre. Noi stâneam furtuni, ploi cu păcatele noastre. Făceam morții din morminte să se trezească, să vorbească cu păcatele noastre. Nu e de mirare că eram preferații întunecatului. Eram preferații lui. Singură, față în față cu el, am stat de vorbă. Și de mare cinste de la el m-am învrednicit și mi-a dat ca să-l slujesc un grup de diavoli. Da, Bunuțul care nu dorește moartea păcătosului, ci vrea îndreptarea lui, a hotărât să mă mântuiască și să-mi facă dovadă prea marii lui iubiri și iertări. Și de atunci, frații, eu sunt mama voastră. Aleluia! Dumnezeu umblă, uite așa, umblă după viața noastră și caută să ne îndrepte. Da? Și ne caută. Tu, fratele meu, tu erai în mare păcat. Împreună cu frații tăi erai în beție. De ți era rușine și de mama ta. Ridică-te în picioare. Ridică-te în picioare și spune tare că ridică-te în picioare. Ridică-te în picioare. Hai. Uitați-vă la el. Am cremenit în fața minunii. Strigă tare către Dumnezeu. Desfă-ți mâinile măcar. Hai. Strigă tare către Dumnezeu. Iartă-mă, Doamne. Iartă-mă că păcătos sunt. Am încremenit în fața minunii tale, Doamne. Iartă-mă. Pentru ce? Am încremenit în fața minunii. Nu-și dă seama. Dumnezeu a vrut ca tu în această seară să fii aici.
Dumnezeu te-a adus aici alături de noi în această seară. Nu mai știe de el, nu mai știe ce faci. Să ne rugăm cu toții pentru fratele nostru. Aleluia! Aleluia, aleluia! Au înflorit toți copacii. Noi nici nu-i vedeam. Vedeam doar mormane, mormane de morți. În biserică, atunci când îți moare un om drag, există un singur moment când cei prezenți își dau seama că totul s-a terminat. Pentru totdeauna. Atunci izbucnesc toți odată brusc în cel mai mare și amar hohot. Așa am plâns eu pentru noi toți. Am fost tare. Și Dumnezeu ne-a dat putere. Am avut curaj. Și Dumnezeu ne-a dat putere. Am căutat fețele oamenilor. Și Dumnezeu ne-a dat putere. Am căutat privirea. Și Dumnezeu ne-a dat putere. Am simțit hotărârea. Și Dumnezeu ne-a dat putere. I-am văzut cum lucrează zi și noapte harnici, ca albinele Domnului. Așa m-am rugat eu pentru noi toți. Doamne, salvează, Doamne, ce se mai poate salva. Trece-ne, Doamne, cu bine de examenul ăsta, Doamne. Scapă-ne de urmările cutremurului, Doamne. Cu Tine, Doamne, nu ne-e frică. Cu Tine, Doamne, suntem pregătiți. Cu Tine nu ne-e teamă de orice poate fi cumplit, pentru că Tu ne aperi, Doamne, și Tu ne dai speranță. Așa m-am rugat eu pentru noi toți. Frații mei, în lupta cu natura, cu deznădejdea, cu stihia, cu teama, în lupta asta noi știm că nu suntem singuri, că avem un conducător hotărât, energic, lucid, salvator. Bunuțul nostru, Iisus Hristos. El ne apără și ne dă speranță acolo unde totul a fost distrus. Frații mei, gândiți-vă, virusul ucigaș e în urmă. Cu tremurul devastator e în urmă. În față ce e? Reconstrucția. Ce facem? Abandonăm? Deznădăjduim? Nu! Pentru că Domnul nostru nu ne vrea săraci. Noi construiam, nu-i așa? Construiam. Și diavolul ne-a oprit. Și ce facem? Abandonăm? Nu! Nu abandonăm, ne dezlănțuim capacitățile. Suntem mai hotărâți, știm mai bine ce avem de făcut. Știm care e scopul nostru în viață. Și strigăm tare către El. Da, Doamne! Nu deznădăjduim. Nu vom abandona planul divin, Doamne. Vom reconstrui casa Ta. Așa cum am plănuit, harnici, ca niște albine, Doamne. Aleluia! Aleluia, aleluia! Am trecut de încercarea grea din primăvară, da? Și bunuțul? Ne-am florit copaci. Și bunuțul ne-a trimis cocori. Și rănile noi încep să se vindece. Sora mea, Dumnezeu nu vrea ca tu să fii săracă și umilită. Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea ca tu, cum să-ți spun ca să mă înțelegi mai bine, Dumnezeu vrea ca tu să călătorești la business class. Prin viață, pe viață. Asta vrea Dumnezeu pentru tine. Succesul tău financiar e dovada clară că Dumnezeu te preferă pe tine și nu pe alții. Gândește-te la asta. Gândește-te la asta, sora. Ai mașină? Tu nu te uita. Ai mașină? N-ai mașină. Asta e! Dumnezeu are un plan pentru tine. Dumnezeu vrea ca tu să conduci un SUV dinamic,
suedez, un Volvo XC90. Dumnezeu, asta vrea pentru tine. Gândește-te la asta. Vorbește cu bunul. Vorbește cu el. Și tu vrei. Sigur. Gândește-te la asta. Bogăția credinciosului e semnul credinței lui. E semnul credinței, deci. Trebuie să fii pe recepție, înțelegi? Pentru tine, sora mea, Dumnezeu vrea o casă personalizată. Mă înțelegi? O casă personalizată într-un ansamblu rezidențial de lux. În nordul Bucureștiului. Înțelegi? Acum, după cutremur. Pentru ca tu să simți apartenența la o comunitate de calitate. Asta vrea Dumnezeu pentru tine. Asta vrea. Bucură-te. Bucură-te că ai de ce. Ai de ce, frații mei. Dumnezeu a creat cu generozitate. Dumnezeu a lăsat toate bunurile astea pe pământ pentru ca noi să le avem. Și să ne bucurăm de ele. Da? Așa cum spuneam, bogăția credinciosului e dovada credinței lui. Dumnezeu răsplătește pe cine iubește. Da? Vă mai spun una. Toți ne spun, toți știți că Iisus Hristos era sărac, nu? Că se îmbrăca sărăcăcios, modest, nu? Toți știți asta. Vă spun eu. Toți mint. Toți mint. Catolici, ortodoxi, toți. Ascultați la mama voastră. Iisus Hristos era bogat. Iisus Hristos avea contabil, frații mei. De ce ar fi avut Iisus Hristos contabil? Dacă era sărac. Dar nu era sărac. Era bogat. Așa cum veți fi și voi, cei mai drept credincioși. Da? Bun. Acum, cine era contabilul lui Iisus Hristos? Vă întreb. Iuda Iscarioteanu. Vă sună cunoscut numele? Iuda Iscarioteanu era contabilul lui Iisus Hristos. Și ce făcea Iuda pentru Iisus? Făcea încasări, număra bani, iar așa făcea plăți. Și mai departe știți povestea, da? Iuda l-a trădat pe Iisus Hristos. Da? Păi de ce l-a trădat? Fiindcă avea bani mulți. Avea foarte. Și așa fac contabilii. Când ai bani mulți, te trădează. Prin deducție logică, vă întreb. Ce vrea să ne spună nouă Domnul nostru Iisus Hristos? Ai grijă la contabil. Asta e! Perfect adevărat! Luați-vă un contabil bun și de încredere. Avocat și mai bun. Contabil, omule, contabil, care să numere bani, înțelegi? Contabil bun. Și nu e deloc ușor să găsești un contabil bun în București. Dacă nu faceți sacrificii pentru mama voastră. Pe tine te slăvim și doar în tine investim. Când ne rugăm, noi știm averea ta o moștenim. Bogați ca Iisus vom fi, suntem cu toți frații lui. Întotdeauna vom trăi în abundența raiului. Bogăție, 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 bogăție
bogăție, 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 bogăție. Bravo, bravo. Hai, scuturăm în nutele puțin, așa. Hai, aplaudăm. Ia să vedem. Scuturăm, scuturăm, scuturăm. Uite, așa ne vrea Dumnezeu. Fix așa ne vrea. Veseli și bogați. Fix așa. Așa ne-a făcut după chipul și asemănarea lui. Asta știm deja. Cu frumusețe, da? Dumnezeu a creat cu generozitate. Dumnezeu a lăsat toate lucrurile astea pe pământ pentru ca noi să ne bucurăm de el. Îți mulțumim ție, Doamne, pentru bunătatea ta. Fă-mă, Doamne, un dar pentru cer. Lasă Duhul adevărului peste noi în această seară. Iartă-mi mie nimicnicia și relansează economia. Aici. Și acum. Nu te teme. Nu te teme de clădirile pline de păcat care cad în jurul tău. Nu te teme. Va cădea și balaurul cel mare, cel care înșeală pe pământ. Tu să te trezești, să te îndepărtezi de așternut și să zici, pentru îndelungă răbdarea ta, îți mulțumesc ție, Doamne, că nu te-ai mâniat pe mine, că nu m-ai pierdut pe mine în toate fără de legile pe care le-ai trimis peste București. Ce ai făcut iubire de oameni, Doamne, iubire de oameni. Într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat să mă trezesc economic, dis de dimineață. Luminează ochii minții, Doamne, deschide-mi buzele să-mi preamăresc mama. Mărturia inimii și relansarea afacerilor la care sunt părtași. Să deschid ușa inimii mele, Doamne, și rezolvă problemele de management, marketing, industrie și vânzări. M-am ridicat din patul în care zăceam ca o moartă. Așa să mă ridic, Doamne, din toată spaima, nemulțumirea și sărăcia în care zac moartă eu. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ținut întreagă și vie în toată noaptea crizei. Mă rog ție, Doamne, transformă falimentul în prosperitate. Mă rog ție, Doamne, transformă dezastru în oportunitate. Cum aș putea scăpa fără ajutorul tău, Doamne? Îți promit că voia mea nu se va despărți de voia ta. Aleluia! Când eram mică, mică, mică de tot,
și vedeam la televizor lucruri care mă înspăimântau, mi-aduc aminte că mama îmi spunea: caută salvatorii. O să găsești tot timpul oameni care salvează. Chiar și acum, după toate nenorocirile prin care am trecut, încă mi-aduc aminte de ce îmi spunea mama. Caută salvatorii. O să găsești tot timpul oameni care salvează. Mă bucur atât de mult că încă mai sunt oameni cărora le pas. Caută salvatorii. O să găsești tot timpul oameni care salvează. Doar că de azi noi suntem salvatori. Noi vom scoate pe oamenii care zac sub dărâmături. Noi vom scoate pe oamenii care zac în păcat. Noi suntem salvatori. Iisus Hristos a murit pe cruce ca să ne salveze pe noi financiar. Oricine îți spune să renunți la tine vine de la Satan. Mergeți și îmbogățiți-vă, fraților. Mergeți și adunați averi, pentru că numai așa vă veți mântui. Thank you.
cetățile neamurilor. Fraților, vă dați seama, toate cetățile neamurilor, Moscova, Parisul, București, tot, toate cetățile neamurilor cădeau. După ce s-au rugat o vreme, casa s-a oprit în final din trepidat și au fugit repede împreună afară. Orașe în ruine. Din păcatul omului, orașe în ruine. A fost în 40 albine le-au roit, pământul s-a scuduit. A fost în 77 albine le-au roit, pământul s-a scuduit. A fost chiar de curând albine le-au roit. De ultimă nici nu mai spun. A fost mai rău ca orice altceva de până acum. E prea recentă nenorocirea, e prea fragedă amintirea. În 40 nu se știe atât de bine. Orașul Panciu în ruine, locul Carton în ruine. Și-ntreg subsolul alofo. O mie de morți, o țară în șoc. Despre 77 atât de multe s-au aflat. Cum Elizeanu stăpi de rezistente i-au dărâmat ca să bage în vitrină o dacie. Premiul la loto. Și la cutremur a căzut tot flotul. Și Tomița ar fi trăit dacă stătea în casă. Apartamentul intact, cu sticla de whisky pe masă. Dar ce lumină? Eu sunt Mephisto. Mephisto, adică Dracul. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar anul trecut am visat că am ajuns în rai. Lui nu i-a fost frică. Chiar nu i-a fost. A și zis. Mie să-mi fie frică. De ce să-mi fie frică? 4 martie. 1977. Etajul 2. Seara. Dă un telefon. Și tu ce faci, măgăruș? Îl întreabă maică-sa. Mai am puțină treabă și apoi plec la teatru. Lumina începe să șoace. Ok. Vom spre tavan. Și lampa începe un dans. Sinistru. Locul colonatelor a căzut. S-a dezagregat. Lent. Foarte lent, filmat cu încetinitorul. Întâi partea de sus, apoi ușor, etaj cu etaj. Antonel, sună telefonul. Da, la număr. Nu mai răspunde. Unde? Nimeni. Apartamentul era pe jumătate între părea că nu s-a întâmplat nimic.
Salvatorii au găsit pe masă o sticlă de whisky și două pahare, neatenți. O spaimă, se pomenește numele. Toma Caracin. El nu putea fi învins de cutremur. Dar Dumnezeu e mai mare decât teatru și film la un loc. Toți se așteptau să-l vadă ieșind de sub dărâmături cu zâmbetul lui de TV. Credeți că mor? După 6 zile, o claie de părcreț, grizonat de la moroz, nu lasă niciun dubiu. El este! Și toate speranțele se frâng. Dumnezeu ne-a dat tremurul pentru ca noi să înțelegem că în jocul de-a moartea nu există reguli. Vă mai spun unul. La poalele Vezuviului e un mic orășel. Mic, mic, cu niște căsuțe albe, foarte drăguțe și cu foarte multă vie. Viță de vie, da? Orășelul se numește Rezina. Locuitorii din Rezina produc un vin foarte renumit. Se numește Lacrima Cristi. Se găsește de cumpărat, dacă îl căutați. De fiecare dată când Vezuviu scuipă afară pietre, foc, lavă, toate căsuțele se culcă fumegând la pământ. Când totul se liniștește, locuitorii se reîntorc și reconstruiesc fix în același loc. De ce? De ce v-am povestit eu o întâmplare asta? Pentru că Vezuviu, la fel ca București, e un munte urât, golaș, gri, și în pântecele lui mocnește un foc distrugător. Și totuși, totuși, locuitorii se reîntorc mereu acolo ca să producă vinul ăsta. Lacrima Cristi. Ce faceți, bucureștenilor? Știți să faceți vin? Știți să stoarceți struguri? Me.
de oameni strigă mamă. Oh, 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 știm că tu ne vei salva. E în mine și-n tine și-n noștri ce minune. Departe în lume cuvântul său să sune. Asta-i calea, e singura. Numai El ne va vindeca. Pace. Mulțimile de oameni, frații mei, mulțimile de oameni, stau mărturie sfântă. Foarte mulți oameni care au donat din suflet îmi scriu și îmi povestesc că necazurile lor au dispărut, că dorințele lor s-au îndeplinit înainte de termen. Mama vindecă și tratează cu adevărat, chiar și de la distanță. Doamne, Gheorghița Pârvu, lucrătoare la o importantă fabrică de componente auto, i-au fost diagnosticate doar pe baza unei fotografii mai multe afecțiuni. Insuficiență renală, probleme biliare, durere reumatismală puternică plus serioase probleme cardiace. După doar două ședințe, doamna Pârvă a început să-și revină progresiv, iar când s-a deblocat meridianul energetic al inimii, pacienta a și mărturisit: s-a rupt ceva în mine! Și s-a întors în producție, cât ai zice, mama? Așa este, fraților. Acest gicu urde, frați și surori, din cauza stresului de la job, din cauza insomniei, da? Lua pastile cu pumnul. A ajuns pe mâna mea. După prima ședință, insomnia a dispărut. După 10 ședințe, Gicu Urde a fost vindecat complet. Radu Anastase din Buzău trecea de la o vreme printr-o serie de evenimente nefericite care l-a duseseră în pragul disperării. În doar 6 luni fusese concediat, avusese un accident de mașină, soția îl părăsise și îi muriseră ambii părinți. La capătul puterilor a apelat la ajutorul mamei, iar prin ședințe de recuperare spirituală a reușit să-i redea încrederea în el. Și mai mult decât atât, mama a descoperit chiar cauza relelor întâmplate. Fotografia lui se afla pe crucea unui mormânt părăsit. Ea a anihilat toate efectele, astfel toate necazurile din familia omului au încetat. Așa este, frate și soră. Dumnezeu poate vindeca orice problemă am avea dacă suntem pe recepție. Surori întru Domnul, vreau să țineți minte un nume. Constanța Corocoață, din Craiova. Constanța Corocoață, dragă de ea, nu putea să rămână însărcinată. După 3-4 luni de la tratamentul divin, a reușit. A reușit și acum are o fetiță. Aș vrea să vă povestesc chiar experiența mea și de ce sunt aici. Eram la simpozionul de psihotronică, când dintr-o dată am simțit că a intrat cineva foarte tare în sală. Când m-am uitat, era mama. Dintr-un malentendiu mi-a pus mâna pe omoplatul stâng și pe câteva vertebre și mi-a spus că acolo am ceva. Așa era. Așa. Ea a înlăturat tot răul. Așa a fost, soră. Îți mulțumim pentru mărturia ta sinceră și frumoasă. Mulțumim, soră. Mulțumesc. Mulțumesc. Frații mei, doar Dumnezeu poate vindeca orice problemă am avea. Noi avem doar soluții. Pentru că noi lucrăm la cea mai puternică corporație. Nu, la cea mai profitabilă corporație. Noi lucrăm la cea mai
la cea mai mare și prosperă corporație. Noi lucrăm la corporația Domnului. Frații mei, prin mine joburile voastre sunt sfințite. Prin mine se întâmplă cu adevărat minuni. Pentru că eu știu să vă citesc în inimă. Pentru că eu vă știu și cele mai ascunse gânduri. Nu-i așa? Sau pe pământ, din piatră sau din vânt, o cerere de tură, din mare, din natură, o va rupe al nostru Dumnezeu legăturile pe care le-a creat. Diavolul cel rău, din munte sau din vău, din foc sau morminte, lacrimi sau cuvinte, toate pierd la cuvântul tău, singurul doctor, singurul virusolog, singurul director, singurul seismolog, singurul părinte, singurul antreprenor, singurul președinte, singurul apicultor, legăturile pe care le-a creat. Diavolul cel rău, din munte sau din vău, sau morminte, lacrimi sau cuvinte, toate pierd, Doamne, la cuvântul tău. Domnul rupe ce Satan a legat, din foc sau pe pământ, din apă sau din vânt, orice legătură, din mare, din natură, o va rupe, căci el e singurul doctor, singurul virusolog, singurul director, singurul seismolog, singurul lingvist, singurul învățător, singurul artist, singurul judecător, singurul medic, singurul producător, singurul istoric, singurul cercetător, singurul director, singurul compozitor, singurul regizor, singurul dirijor. A sosit momentul. Ne vom pregăti de cea mai importantă călătorie a vieții noastre. Un voiaj transcendental ce ne va transforma fiecare moleculă din corp. Fiecare moleculă a spiritului va fi reprogramată aici și acum, într-unsuși Dumnezeu, într-unsuși suflul divin. Sunteți gata să ascultați muzica sferelor? Sunteți gata să simțiți atingerea divină? Sunteți gata să vă conectați la inteligența universală? Ceea ce urmează este o oportunitate unică în România pe care doar cei ce investesc în mama o pot accesa. Bun! Ceea ce urmează e ceva foarte simplu, dar foarte util. Ce aveți voi de făcut este chiar foarte, foarte simplu. O simplă gimnastică emoțională, să-i spunem, da? Bun. O să începem. În cazul în care nu înțelegeți ce aveți de făcut, am să o rog pe Sol, mulțumesc foarte frumos, Sol, pentru bunăvoința ta, dar am să o rugăm pe Sol să ne exemplifice ce aveți de făcut în cazul în care nu înțelegeți ce spun eu. Bun. Și începem, da? Foarte simplu, ca o încălzire fizică, scuturăm ușor mânuțele, sus, 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 da? Bun, bun, perfect, toată lumea a înțeles, da? Și apoi ne atingem ușor coastele, da? Să simțim respirația. Și respirăm. Superficial, vă rog, superficial, da? Respirăm superficial, nu profund, pentru că nu, ne ia cu amețeală. Respirăm, 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 respirăm.
respirăm, bun, lăsăm ușor mânuțele pe lângă corp, da? Și acum ridicăm ușor călcâiele, sus, 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 călcâiele, sus, să circule energia prin noi, da? Să circule toată energia prin noi, bun, 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 bun. Până aici simplu și ușor de făcut, da? Ce urmează în continuare e ceva mai complicat, dar foarte, foarte benefic. Trebuie să vă spun, cine se concentrează mai bine cu ochii închiși, poate închide ochii, da? Nu e nicio problemă, sunteți în siguranță, da? Cine se concentrează bine și cu ochii deschiși, poate rămâne cu ochii deschiși, da? Așadar, ce trebuie să facem? Ne imaginăm o sferă. Sferă de culoare roșie neapărat. Roșu, roșu, roșu aprins. Fiecare își imaginează sfera cât de mare sau cât de mică vrea, da? Sferă roșie, 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 roșie. Bun. Și începe. Toată sfera asta, încet, 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 intră în corpul nostru, prin cap. Și lucrează. Sfera lucrează asupra fiecare molecule din capul nostru. Și sfera ușor coboară spre gât și lucrează, ne încălzim, ne încălzim, coboară ușor spre trup, sfera roșie, da? O ținem, o ținem în echilibru, ușor, foarte bine. Bun, continuăm spre picioare. Picioarele sunt puternice, sunt sănătoase picioarele și sfera lucrează, lucrează și ușor ne pregătim să eliberăm sfera, nu înainte, dar spune un mantra care o să ne ajute să eliberăm sfera cu toate relele din expirat, expirat, puternic, expirat, dați afară tot aerul din plămâni. Bun, 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 bun. Cum e, vă simțiți ușor trași pe spate, da? Trași pe spate? Cine se simte tras pe spate e foarte bine, a lucrat perfect. Bun, 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 bun. Mulțumim foarte mult, Sol. Perfect, perfect, perfect. După cum vedeți, trebuie să vă mărturisesc că momentul ce urmează este unul din preferatele mele, da? O să înțelegeți de ce. După cum vedeți, am adus acest scaun aici alături de noi. Probabil, nu știu, v-ați gândit că am obosit și la un moment dat o să mă așez pe scaun. Ei bine, nu. Nu. Pe acest scaun, în această seară, va veni o persoană dintre dumneavoastră, da? O persoană binecuvântată, norocoasă, care va primi din partea mea un dar cu totul și cu totul Sol, te rog, ajută-mă, am nevoie, vreau să fie două persoane. Sunt mulți și frumoși și buni și nu pot să aleg doar o persoană, nu pot să aleg, e greu. Bun, deci două persoane, da? Două persoane, așa, exact, cu distanțare respectată. Bun, bun, bun. Așadar, în această seară, două persoane dintre dumneavoastră veți primi din partea mea un dar special, mă simt foarte generoasă și... Nu. Hai să fie trei. Îmi place numărul trei. Deci trei persoane, trei. Ocazie specială în această seară. Trei persoane în această seară vor primi din partea mea un dar. Mă simt foarte generoasă, adică... e vorba de puterea de clar viziune, da? Deci voi transmite această putere a mea de clar viziune către aceste trei persoane norocoase. În această seară, da? Știu că nu e ceva tocmai obișnuit să afli că vei putea primi această putere de clar viziune, da? Că nu e simplu, vă înțeleg, vă înțeleg. Și totuși, întreb cine vrea să vină acum pe scenă. Vă las să vă gândiți. Conștientizați, atenție, e o putere cu care veți rămâne
pe durata întregii vieți. Da, nu e simplu. Nu e simplu deloc. Bun, deci cine se oferă voluntar? V-am speriat. Cu generozitatea mea v-am speriat. Așa este. Prima persoană. Voi nu vă recunoașteți, eu vă știu. Voi nu vă recunoașteți. E greu să ai această putere de a te vedea din afară cumva, dar eu vă știu, vă știu de la început, de când am început această adunare. Eu vă știu care sunteți, dar... E greu, e greu. Bun, începem cu prima persoană. Te rog. Te rog, te rog, te rog. Aici. Aici vei sta foarte bine, crede-mă. Perfect. Bun. E perfect. Păstrăm distanțarea socială. Cea de-a doua persoană. Te rog. Hai, da. Da, da, da. Perfect. Bun. Aici. Aici e bine. Nimic nu e întâmplător, crede-mă. Aici trebuie să stai. Bun. Ultimă șansă. Mai e un loc liber. Se oferă cineva. În sfârșit. Bravo. Bravo. Perfect. Bun. Ei sunt norocoși din această seară. Să nu fiți triști. Fiecare loc este vindecător. Da? Nu fiți triști. Bun. Voi începe procesul de transmitere a acestui, da, program care va fi imprimat în scoarța voastră pe durata întregii vieți. Ce trebuie să vă spun înainte să încep este că voi, acum și aici, trăiți istorie. Suntem primul grup de lucru cu puteri de clar viziune care se formează acum în România. Nu în România, pe întreaga planetă. Suntem singurul grup de lucru cu puteri de clar viziune. Da? Bun. Și voi începe. Prima putere pe care o transmit este aceea de a-ți vindeca și de a-ți controla corpul. Perfect. Vei reuși să faci lucrul ăsta extraordinar de bine și apoi vei ajuta și alți oameni să-i vindeci puterea ta. Vei fi un om foarte util pentru orașul tău, pentru țara ta, pentru întreaga planetă. Ține minte asta și repetă, repetă, repetă în mintea ta asta. Bun, 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 bun. Cel de-al doilea dar pe care îl fac în această seară este darul de a schimba clima. Tu vei putea aduce soarele acolo unde plouă prea mult. Tu vei putea aduce ploaia acolo unde e prea mult soare. Tu vei avea această putere de a schimba clima. Vei fi un om foarte iubit pe întreaga planetă. Repetă, repetă asta în mintea ta. Repetă, repetă. Bun. Cea din urmă putere pe care o transmit în această seară este puterea de a prevesti moartea. Tu îi vei vedea pe muripundi, îi vei simți cu biocâmpul tău, vei fi un extrasenzorial de excepție. Ține minte și repetă, repetă asta în mintea ta, repetă, repetă. Bun, 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 bun. Urmează imprimarea efectivă a acestor programe pe scoarța voastră. Am nevoie de liniște absolută. Ha! Asta e. Sol, continuă tu, te rog. Mulțumesc. Ai grijă de tare. Ai grijă de tare.
astăzi am renăscut. Astăzi am renăscut. Astăzi am renăscut. Am primit semne clare. Sigur. Dar atenție. Nu avem voie să dezvăluim aceste semne. Când am încercat să vorbesc la televizor pentru întreaga planetă, să spun adevărul, o paralizie facială m-a oprit și nu am putut să spun un cuvânt. Alții care au încercat să spună adevărul au dispărut. Albinele nu vor să știe toți secretul. Albinele vor să-l știți doar voi. Mama nu poate vorbi decât pentru copiii ei. Vin foarte mulți oameni la mine cu iubire, cu speranță, cu gânduri bune, cu idei de afaceri. Vin la cea iubită pe pământ și prețuită în ceruri. Un fluviu uman se revarsă și nimic și nimeni nu poate opri acest val înspumat care sunteți voi și care știe că mama le va oferi mereu din minunatele ei binefaceri. Și voi veni. Și veniți. Și veniți. Aleluia! Pe tine te slăvim și doar în tine investim. Când ne rugăm, noi știm averea ta o moștenim. Bogați ca Iisus vom fi, suntem cu toții frații lui. Totdeauna vom trăi în abundența raiului. Bogatije, 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 bog